Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem ora 19 la București și la Pitești. Nu știu cât e ceasul pe lângă Stockholm, dar iată, suntem dispuși să începem o nouă discuție verde în față cu colegul nostru Cornel Burete și cu colegul nostru Gabi Ursescu, care azi are semnalul slab și apare așa spălăcit. Am putea să vorbim despre vârful de îmbolnăviri verificate sau cum acolo, demonstrate, constatate oficial prin teste pozitive. Azi s-au descoperit 555 de bolnavi de COVID în România și încă 331 în Republica Moldova. Ieri au murit 31 de oameni, iarăși un record. Deci se pare că Camila noastră nu va fi dromadier cu o singură cocoașă, ci chiar din primul val de pandemie, Camila noastră e cu a doua cocoașă care urcă tot mai sus. Putem să vorbim despre asta, cui e vina, a guvernării care n-a știut să gestioneze și continuarea crizei, cum a gestionat bine, lăudabil, începutul crizei. E vina opoziției care nu vrea să voteze legi și iată se plânge la CCR și CCR o anulează. Sau e vina cetățenilor care s-au relaxat prea repede? Am putea face un sondaj, care și câte procente și cui dă din vină. După care, Gabi a propus, pentru că nu prea avea mulți doritori să vorbească azi, a propus să facem microfonul liber. Cine vrea, intervine, poate chiar în direct, așa precum Gabi și precum Cornel, să-mi scrie mie un mesaj privat, Oleg Bregă mă numesc pe Messenger și iată, vă adaug în acest chat ca să intrați în direct. Sau scrieți comentariu pe pagina Partidului Verde unde transmitem live sau puteți să ne sunați prin Skype, eu mă numesc curaj.net și iată, mă puteți suna în direct. Sau pe Viber cu numărul ăsta afișat care poate vă pare ciudat, dar da, e de Republica Moldova pentru că de acolo vin și eu. Să vorbim pe rând. Cornel de la Pitești, ce părere ai, de ce crește de nou incidența COVID în Republica Mioritică România? Ca să fiu sincer, bună seara, stimați colegii ai Partidului Verde. Mulțumesc domnului Oleg Brevga și domnului Gabriel Ursescu că mi-au dat posibilitatea să intru alături de ei într-o dezbatere, dacă pot să spun așa. Noi, Argeșul fiind într-un vârf al creșterii cazurilor de COVID, noi care la începutul pandemiei eram feriți de acest subiect. Din punctul meu de vedere, prima intervenție a guvernului a fost foarte bine. Faptul că am intrat 2 luni în stare de urgență a redus pentru început cazurile de COVID. Ceea ce relaxarea a fost din punctul meu de vedere nu a fost controlată. La noi la Pitești, unul dintre, cum să vă spun, factorii decisivi a împrăștierii acestui COVID, a exploziei de COVID, a fost pentru că administrația locală s-a trezit în plină pandemie să schimbe sistemul de plată al taxei de salubrizare, de salubritate. Da? Și au pus oamenii pe drumuri, trebuia să mergi la administrator, să-ți iei o adeverință, apoi să mergi la taxe și impozite ca să depui și să plătești de 2 ori pe an, în condițiile în care noi plăteam această taxă de salubritate la costul întreținerii, la administrator. Dar, din păcate, s-a trezit o față mai luminată, o minte mai luminată din primăria Pitești și a luat această decizie. Ceea ce, cum să vă spun, ca să vedeți undeva la 100 de persoane stând în plină pandemie, cu măști, fără măști, unul lângă celălalt, stând ca să depună niște acte, pentru că au fost și speriați de faptul că dacă nu depun într-o perioadă scurtă de timp, de maxim o lună de zile, o să fie trecute 3 sau chiar 4 persoane, zvonurile fiind diferite și cu niște sume. Și atunci oamenii s-au înghesuit să depună această taxă. Credeți-mă, acolo a fost unul dintre punctele, cum să spun, șocante pentru noi, în care am văzut cum oameni trecuți de vârsta a doua, înaintând spre vârsta a treia,
care nu au acces la tehnologie, cărora le este frică ca cineva să le depună sau să le ia actele și să le depună în numele lor, pentru că nu știu ce se pot întâmpla, oamenii s-au dus și au stat la ghișeu, încă de la 6 dimineață. Formau vestitele cozi de pe vremea lui Ceaușescu, unde puneam sticlele de lapte. Văzând acest lucru, noi, în principiu, Cornel Burete și colegii mei de la Partidul Verde, am făcut o solicitare către primăria Pitești, în care am solicitat să aceste documente să le depună administratorii. Să vă dau un caz concret. În zona unde locuiesc eu sunt 3 blocuri care conțin câte 160 de garsoniere și la care am întrebat, majoritatea fiind din anii 65, sunt cu persoane preponderent peste 60 de ani. Și l-am întrebat pe domnul viceprimar, ce doriți? Să aveți 160 de persoane cu câte o hârtie în mână sau să aveți o singură persoană cu câte 160 de hârtii în mână pe care puteți să-i programați? Și sincer am reușit să facem acest lucru, dar după 2 săptămâni s-a dat o hotărâre de Consiliul Local în care s-a luat în considerare, domnul viceprimar chiar ne-a mulțumit pentru ideile pe care le-am oferit și le-a luat în considerare și noi mulțumim că a făcut acest lucru, dar din păcate puțin cam târziu. Adică după 2 săptămâni, când erau, cum să vă spun, lupte ca la Plevna, când se împingeau oamenii acolo, deja acest virus, eu cred că există. Nu am văzut, nu am auzit, dar făcând o paralelă cu ce am înțeles că nu știu ce actor canadian cunoscut a murit la 42 de ani de acest virus nenorocit, cred că există într-un mod sau altul. Dar oare, după 12 milioane de îmbolnăviri în lume și mai mult de jumătate de milion morți deja în lume, după atâtea mii de îmbolnăviri în România și iată mai mult de 1000, aproape 2000 morți în România, mai sunt unii care se îndoiesc de existența acestui virus? Se pare că da, iată, o soră medicală de la Timișoara a devenit agent de răspândire COVID și a infectat tot spitalul, la fel cum a fost la începutul pandemiei, țineți minte, ex-polițistul care a fost, s-a plimbat cu amanda și n-a spus nimănui că a fost peste hotare și a infectat tot spitalul de aici, din București. Deci se pare de că iată Gerota. Unii... Da. Unii au ceva de ascuns sau unii ascund prostia, ignoranța lor și duc la astfel de fapte. Pentru ăștia nu e așa că ar trebui să existe pedeapsă penală. Păi există, domnul Brega. Să fie aplicată, nu doar prevăzută în lege. Foarte bine, exact. Ați spus punctul, adică ați degetul spus pe rană. Punctul pe I. Da, degetul pe rană. Păi știți că domnul ex-polițist care este de fapt lucrează la sectorul 4, eu sunt la ADP, el este și pensionar și toată familia îi lucrează în domeniul bugetar, inclusiv în primăria capitalei Nora, nu se mai știe nimic de acel dosar care este pentru combaterea zădărnicirii bolilor. El nu este de vină cu nimic. Da? Aici este problema, pentru că nu se dă un exemplu. La noi în România contează foarte mult puterea exemplului. În momentul în care ai băgat pe cineva în pușcărie pentru că, cum să vă spun, intenționat a ascuns că a fost plecat și că a îmbolnăvit și a îmbolnăvit un spital, eu vă spun că în secunda 2 toată lumea respecta aceste reguli. Dar din păcate, regulile pentru românii cu bani sunt făcute să fie încălcate. Să facem o paralelă, l-ați văzut pe domnul Solomon, domnul primar de la Focșani, care a intrat în aceeași ormerie fără mască și începea, băi Mustafa, încep să mai avea puțin și dacă nu exista acel cub de sticlă, cred că îl lua pe domnul Mustafa de gât, să-l bage în șaorma, că nu l-a servit la timp și că și mai avea și tupeu să spună, lasă că vorbesc eu cu coarnă să vă tragă pe voi polițiștii de urechi că mi-ați dat mie amendă. Deci, din păcate, cum să spun, peștele de la cap se împute, domnul Brega, dar de la coadă se curăță. Iarăși, trebuie o educație. În primul rând, noi să ne autoeducăm. Dacă eu ies afară și intru în magazin și îmi pun masca, mi-o pun... Nu neapărat că primesc o amendă, nu neapărat că mă pot îmbolnăvi, ci din respect pentru lege și din respect pentru ceilalți oameni cu care mă întâlnesc. Și cam așa ar trebui să gândim toți. V-am spus, la noi această explozie de COVID în județul Argeș, cel puțin în Pitești, ca să ajungi să trimiți cu elicopterul doi pacienți la Caracal, pentru că spitalul nostru este plin, da? Din acest punct de vedere, autoritățile nu și-au făcut treaba.
sau cineva din cadrul autorităților nu și-a făcut treaba. Da? Adică să pui niște oameni de vârsta a doua, chiar a treia, să stea câte 4-5 ore la cozi. Credeți-mă, nimeni nu poate să stea 4-5 ore cu masca pe figură, nici măcar eu. Da, eu care sunt tânăr și merg. Apropo de responsabilitatea cetățenilor, se pare că pe asta a contat guvernarea din Suedia, unde se află colegul nostru Gabriel Ursescu, a contat pe responsabilitatea cetățenilor și nu a impus măsuri, cum s-au impus în România sau în alte state sud-europene, balcanice mai ales. Și se pare că au dat greș și suedezii și britanicii probabil din alt motiv. În Suedia acum e dezastru ca în Republica Moldova, unde avem un președinte iresponsabil ca și Bolsonaro din Brazilia. Gabi, ai cuvântul. Da, bună tuturor, Gabriel Rusescu din Scandinavia. Salutări tuturor. Rog frumos să dați acest live mai departe și altele de la alte materiale ale verzilor. Și în legătură cu partea asta de COVID, cu Suedia în special, vreau să spun următorul lucru. Da, într-adevăr, medicii, să mă rog, specialiștii suedezi au dat greș. Dar atenție unde, au dat greș la azilele de bătrâni. Și să nu uităm că probleme grave, mortalitate mare, au fost și la azilele de bătrâni din Italia. Au fost azile de bătrâni, cel puțin unul, în Italia, unde aproape nimeni nu a reușit să supraviețuiască. Deci acolo au greșit ei. În ceea ce privește capacitatea civică a celor din Suedia, nu se poate compara, cred, cu nicio țară. Efectiv, nu este poliție pe stradă, nu sunt oameni cu armament, nu există taburi și arouri de la poliția militară, etc., etc. Toată lumea încearcă să limiteze din propria inițiativă treaba asta. Asta înseamnă mobilizare și conștientizare cetățenească a unei probleme așa cum este cea cu COVID-ul. Dar rețineți, citeam de curând că deși cazurile de COVID se mențin într-un tren ascendent, sunt locuri pentru cei care sunt infectați sau cei care sunt infectați stau acasă din proprie inițiativă. Nu mai trebuie să le dea. Deci efectiv și o parte, atenție, foarte important, o parte din economie, exceptând Horeca, care într-adevăr suferă peste tot în lume, restul economiei funcționează, ceea ce înseamnă că sunt locuri de muncă, da, într-adevăr, unii și-au pierdut locul de muncă, cum este cazul nevestei mele. Nu a muncit decât câteva zile în câteva luni, dar ne descurcăm, există cât de cât o normalitate. Nu putem compara cele două țări și atenție, adevărata numărătoare va fi anul viitor cam pe vremea asta. Este prea scurt timpul ca să facem o analiză. Ne facem analize de pe o zi pe alta și ne panicăm de pe o zi pe alta din ce în ce mai mult sau de la panica aia mare mergem către entuziasm, către eliberare. Peste o săptămână iar facem cu nervii, ne smulgem părul din cap, ochii din orbită că uite ce fac ăștia. Ăsta este spiritul nostru. N-avem ce să facem. Ce putem face ca să-l îmbunătățim și să ne clădim mental pentru ceea ce va urma, fiindcă lucrurile astea vor veni și această pandemie se suprapune cu o criză financiară. Nu mai vorbim aici de economia României, vorbim efectiv de noi ca și oameni. Eu mi-aș dori ca să nu vorbim atât de mult despre COVID, cât să vorbim despre următoarea perioadă, tocmai ca să nu cădem în această capcană, în psihoza COVID-ul și să ne ocupăm mintea și cu alte lucruri. Servus, Silviu! Bună seara, salut, domnul Silviu! Bună seara! Oleg, nu te auzi! Silviu e secretarul general al Partidului Verde și poate are noutăți despre cadrul legal cu privire la alegerile locale. Se pare că azi s-a votat ceva în Parlament și a mers spre promulgare la președintele Iohannis. Ce ne așteaptă? O să trebuiască să mergem din casă în casă cu același pic să strângem semnături cum s-a strâns și în secolul trecut? Bună seara, colegilor și privitorilor! Eu sunt la Severin,
Împreună cu domnul președinte, am avut ieri o întâlnire cu organizația Gorj. Tocmai vreau să vă spun că acolo s-a făcut un nucleu foarte bun. Vor fi în stare să depună liste în tot județul, au spus. La primăria Gorj vom avea un candidat foarte bun. Și lumea de aici, adică din Târgu Jiu, din Târgu Jiu care am discutat, toți sunt încrezători și vor o schimbare. Schimbarea de care are nevoie toată România. Noi, verzii, suntem partea schimbării. Schimbările se întâmplă și la Mehedinți. Am avut astăzi întâlnire cu colegii din Mehedinți și din Caraș. A fost foarte bine, am avut o conferință de presă. Valul verde, cum spune și colegul Ursescu, cuprinde și România cu verzii. O să avem și săptămânele viitoare, deja am vorbit și prin alte județe, deplasări, sunt solicitări multe din partea colegilor de la județe ca domnul președinte să meargă, să discute, să cunoască lumea de acolo, să ne facem cunoscuți. Ce să vă spun, de alegerile locale, nu e normal ce se întâmplă. Am ajuns la data de 8 iulie, în care nu știm exact situația. Acum a trecut, într-adevăr, am auzit și eu că urmează la promulgare legea 115 modificată prin legea 84, cu acele condiții de jumătate de număr de semnături și lucruri din acestea, dar într-adevăr, întrebarea e bună. Cum se vor strânge semnăturile? Pentru că vedem că se aplică și încep să anunță tot felul de focare de COVID, să anunță măsuri de urgență, în schimb la semnături nu se spune că dacă cum se strâng, trebuie să duci din casă în casă cu același pic să strângi semnături. Deci chiar dacă, să zicem, îi spun, domnule, păi am înjumătățit numărul de semnături, ok, dar tot trebuie strânse, adică tot procedura tot asta este de mers în casă în casă, cu ce fac? Intru cu masca, bat la ușă, dezinfectez pixurile, foile, deci propunerea Partidului Verde de vot electronic, care include și strângerea de semnături, pentru că această strângere de semnături electronic era foarte facilă, nu trebuia să fie neapărat, adică cum s-a trecut în Parlament legea 84, putea să mai adauge acolo un paragraf, un articol, în care putea să fie prevadă că se înființează, cum există voștrăinătate.ro, un portal unde se pot înscrie partidele și acolo să strângă semnături online, cum este la petiții, cum se fac petițiile, completarea mai multor câmpuri, sub stricta supravegherea STS-ului și acelea, se putea strânge semnături electronic foarte bine și nu mai evitam această strângere de semnături care poate influența creșterea numărului de cazuri de COVID. Da, e inconștiență a partidelor parlamentare care probabil au deja semnăturile strânse sau probabil că au ei mijloace de a strânge semnături fără a lua contact cu alegătorii. Poate există și acest mod de a strânge semnături fără a lua contact cu alegătorii, dar e într-adevăr stranii ce se întâmplă. Nu interesează pentru că ei se vor prezenta cu liste de semnături cum sunt strânse și asta o să vedeți că nu va conta. Vor veni cu niște liste și spune da, s-au strâns semnăturile. Total netransparent și nedemocratic ce se va întâmpla. Noi vom strânge semnăturile peste tot, încercăm să le strângem și sperăm să reușim. Sunt mai puține, reușim, dar e ceva care nu e în regulă. Eu vreau să vă știți o parte dintre voi că eu sunt activ și civic și nu pot să las această chestie, mai ales atunci când sunt lucruri foarte importante, iar chestiunea aceasta electorală legată de democrație este una foarte, foarte importantă și împreună cu cei de la Diaspora Unită Ajutor România și de Canada Civic am inițiat aceste lucruri, le-am prezentat chiar și colegilor de la Partidul Verde această inițiativă unde chiar am solicitat ca votul online să se introducă, votul prin corespondență să se introducă inclusiv la alegerile locale. Și am constatat că nu există voință la autoritatea electorală permanentă, la Secretariatul General al Guvernului, la Serviciul Telecomunicații Speciale, nu există această voință să se facă o dezbatere publică online pe legile electorale. Și ceea ce mă duce la ideea că toate partidele politice, dar absolut toate, care sunt la momentul actual în Parlament, inclusiv USR-ul, nu-și
prea își dorește ca această lege să se discute în Comisia Electorală și să meargă la promulgare. De ce? Fiindcă ei știu că au capacitatea logistică, financiară și cea de media ca să adune semnăturile. Ceea ce mă face să cred că partidele mici și candidații independenți trebuie să, părerea mea, opinia mea, trebuie să inițieze cât mai curând niște acțiuni de contincios în ceea ce privește legile electorale. O altă nedreptate care s-a face prin această modificare a legii, se permite prin derogare legea 84 ca partidele parlamentare să folosească banii din subvenții de la buget în campanie electorale. Cu alte cuvinte, partidele parlamentare vor folosi banii noștri, pentru că banii de la buget sunt banii ai tuturor care contribuie, deci pe banii publici, pe banii noștri, partidele parlamentare vor face campanie. Deci e total nedemocratic lucrul ăsta, ne spunând că partidele din afara Parlamentului n-au nicio șansă, dar nici nu suntem de acord cu finanțarea de la buget a partidelor. Dar acest lucru pe care senatorul Nicolicea, cum îl cheamă, a fost de senator de la PSD care și de la UDMR a fost. Irelevant. Au introdus acest amendament care a trecut cu voturile tuturor partidelor. Deci înțelegerea pe fenomenul ăsta de a aranja alegerile este la nivel de Parlament, nu numai la nivel de PSD, PNL. Toate s-au pus și-o dat mâna ca să aranjeze legea în așa fel încât să poată folosi acești bani ai noștri în folosul lor. Deci mai puțin banii important cine a propus, contează cine a votat și a votat o majoritate de aleși ai poporului. Da. Dar n-ar trebui să ne gândim noi ăștia care suntem în opoziție, care n-avem bani pentru mediatizare, mai ales cei din București, să ieșim la protest, să cerem responsabilitate, pentru că e vorba de viețile și sănătatea oamenilor. Oleg, putem să facem proteste, de acord, putem, dar să vedem câți oameni vor ieși. Pentru că vedeți că oamenii s-au cam plictisit de proteste, pentru că au crezut, au fost păcăliți că după ce s-a schimbat guvernul Dragnea, lucrurile vor merge într-un drum favorabil, sau vor avea un parcurs favorabil, ceea ce nu s-a întâmplat, dar se pare că lumea s-a cam plictisit de proteste. Doar să facem noi verzii protestul nostru și să facem undeva, nu știu, deci nu cred că reușim neapărat prin protest, doar să atragem atenția. Și aici poate să ne concentrăm. Asta e prima miza a protestelor. Ne poate confirma, iată, și Eugen Trif, român verde din Germania. Nu e așa că au efecte protestele la nemți? Nu putem să comparăm Germania cu România la nivel de proteste. Aici ne-am tot comparat de când am adus rege neamț, nu? De atunci tot încercăm să învățăm de la nemți. Și atâția români au fost, au lucrat, au... Ne-am tot ocupat. De câte ori au venit nemții peste noi și noi peste ei? Și învățăm unii de la alții, nu? Poate e timpul acum să ne comparăm. Eu cred că Trif poate să facă o chestie interesantă și cu ceilalți colegi, să contacteze verzii din Germania și ceilalți colegi care sunt. Poate facem un document către Comisia Europeană, fiindcă oricum anumite lucruri sunt legate de... apropo de procedurile de infringement, vor fi legate de statul de drept și noi am putea suplimenta, să solicita să suplimentăm cu punctul legat de democrație, astfel încât Comisia Europeană în procedura de urgență să vină cu acest punct, astfel încât democrația să fie realizată. Și cum văd eu asta? Adică votul prin corespondență, inclusiv la locale, dacă guvernul nu, sau mă rog, parlamentare nu-și doresc votul online, și semnăturile necesare partidelor și candidaților independenți să fie scăzute la un număr care este rezonabil, gen nu 100.000, ci 1.000 sau 2.000, în orice caz nu mai mult de 10.000. Asta înseamnă de democrație. Fiindcă vedem în țări unde populația este mult mai mare și au nevoie de mult mai puține semnături, la ordinul câtorva mii media pe toate țările din Europa. Deci iată că se poate. Numai la noi există această constrângere electorală ca să nu ajungă alți competitori în alegeri. Rușine! Gabi, îmi permite să intervin exact cum a spus și domnul președinte și cum a spus și domnul secretar general. Noi trebuie să încercăm să abordăm aceste alegeri locale
trebuie să luptăm să ajungem în Parlament tocmai ca să schimbăm aceste lucruri. Noi trebuie să convingem oamenii de pe stradă, prieteni, cunoștințe, familie, să ni se alăture, să ne voteze într-un număr cât mai mare, ca să putem să ajungem în Parlament să schimbăm aceste lucruri. Indiferent cu petiții, cu proteste, cum spune, ar fi idealul să facem un protest. Numai că o să ne trezim că suntem acuzați de combaterea zădărnicirii bolilor pentru că a explodat COVID-ul. Tocmai asta, aici este, cum să spun, gogoașa, cum a spus domnul secretar general. Aici este mânăria, dacă îmi permite să spun, folosesc un termen mai popular. Nu mai poți să faci nimic, nicio acțiune, să ieși în stradă pentru că o să zici, au explodat COVID-ul. Ei la adăpostul acestei pandemii fac ceea ce vor. Tocmai de aceea eu vă dau un exemplu, cum a zis și domnul președinte. Noi trebuie să ne bazăm foarte mult pe diaspora. Diaspora, cum sunteți dumneavoastră, cum e domnul Trip, cum sunt colegii din Anglia, vedeți schimbările care se produc la nivel european. Verzii câștigă foarte mult. Dumneavoastră, cei din diaspora, ne veți ajuta cu voturi. Vă dau un exemplu. În 2016, da, pe USR-ul eu nici nu știam că există. Eu nu-l cunoșteam pe Nicușor Dan. Da? Și au ajuns în Parlament. Cu un președinte, care îl avem, pe domnul președinte Călinescu, eu vă spun că putem să intrăm cu voturile diasporei și cu ce luptăm noi de aici, putem să intrăm în Parlament lejer cu 10%. Și atunci putem să facem, să intrăm în comisii și să propunem. Da? Pentru asta trebuie să luptăm. Acum este foarte ușor. Am înțeles că până pe data de 18 trebuie să depunem listele. Păi da, mai avem, nu vă supărați pe mine, mai avem 30-40 de zile. Și după data de 28, până pe 18 august. Și după data de 28 august să facem, cum să zic, campanie până pe data de 26 sau 27, că sunt alegerile, 27 septembrie. Va fi foarte greu. Domnul președinte și cu domnul secretar fac un tur de forță. Într-adevăr, ne ajută foarte mult, foarte mult. Dar încă nu suntem la nivelul care. Eu cred că pe noi vom ajunge foarte departe la parlamentare. Este ideea pe care o am. Deci parlamentarele ne vor ajuta extraordinar. Vreau să spun. Eu zic că trebuie să luptăm pe ambele fronturi. Da, domnul Florin trebuie să meargă pe teren și alți colegi, multă acțiune de stradă și în același timp puse presiune pe parlamentari, pe comisia electorală, pe autoritatea electorală permanentă. Trebuie să mergem pe planurile astea și inclusiv să ne folosim imaginație să facem un protest în special în București și simbolic și în alte municipii sau chiar în diaspora și eu cred că la momentul actual verzii din țară și din diaspora se pot mobiliza. Cred că este o idee la care trebuie să ne gândim. Gabriel, da? Refer tot la ce ai spus prima dată, aici te contrazic și am mai avut discuția cu Comisia Europeană, chiar dacă nu-i bine să contrazic un coleg, dar am spus Comisia Europeană nu se poate implica în politica internă a statului în ceea ce privește alegerile decât o comisie la Veneția, de la Veneția, care urmărește și spune dacă alegerile într-un stat îndeplinesc niște norme democratice. Nu se poate schimba, Comisia nu se poate implica oricâte scrisoare am trimite noi acolo. E rolul nostru al verzilor și a partidelor din opoziție, care mai sunt în opoziția reală, să ajungă în Parlament și să facă aceste schimbări. Nu mai așteptăm nici după Comisie, nici după Parlament. Acolo se pot face interpelări. Avem deja interpelări făcute, s-au făcut și la legile trecute referitor la numărul de semnături, că este foarte mare. Verzii n-au sprijinit, dar când s-a ajuns mai departe, am spus, este o problemă internă a statului de stabilire a numărului de semnături. Deci e erorul nostru a partidelor să intrăm în Parlament prin aceste alegeri care sunt organizate la acest mod nedemocratic. Acum vreau, timpul e scurt, trebuie să ne concentrăm pe alegerile locale, trebuie să strângem semnăturile, acești 5% plus 20%, deci 0,75%, o să fie recomandarea de strânge semnături și cu această ocazie, strânge de semnături, vom pune corturi și vom pune corturi, acolo vom putea face și această campanie gen de discutat cu oamenii și explicat lucrurile, adică oamenii care strâng semnături, va vorbi și cu cei de pe stradă. Această problemă a COVID-ului care este de COVID. Silviu, fii atent că atingi microfonul sau ceva se întâmplă că îți dispare sunet. Nu se aude deloc. Perfect acum.
Acum nu se aude deloc, nu. Dacă se aude la Cornel și nu se aude la mine, înseamnă că nu se aude în direct. Silviu, trebuie să ieși să mai intri o dată, îmi pare rău. Nici Gabi nu se aude. La mine se aude. Da, e timpul să vorbească Eugen Trif. El se aude și se va auzi și în direct. Gabi, tu tot trebuie să ieși ca să te auzi după asta. Hai, Eugen. Da, ce să vă zic? Cum au făcut verzii germani că au ajuns la guvernare? Încet, încet au crescut ca drojdia sau cum e, ca aluatul. A luat-o, da, frământat bine, dar acum să nu uităm că și verzii din Germania sunt de foarte mult timp în viața politică și nu De le-a mai fost mult ușor timp ca decât să verzii guverneze. români, da. Exact. Iar ceea ce mă încântă și totuși mi-e și victoria verzilor din Franța. Am înțeles că parcă În Croația au mai. în Croația, dar mai este o țară În de Irlanda. așa, Irlanda. Da, ce să zic, pentru noi în România la ora actuală va fi foarte, foarte greu de făcut campanie electorală. Pentru că noi trebuie să strângem o grămadă de semnături. Mâine, poi mâine eu mă aștept ca să reintre în vigoare restricțiile astea de circulație a populației, sub o formă sau alta. Avem ocazia să facem campanie online. Asta e și ideea principală pentru care am inițiat emisiunea asta în primăvară și iată ne adunăm și vorbim cu publicul nostru care poate să vină să ne susțină, poate să ne și voteze. Ieri am citit prima dată un articol în presă și după aceea îl văd publicat o altcineva de la PNL care pur și simplu critica pe instituțiile astea două de la PSD care se certau cu conducătorul de la urma sau de Eugen, la te urma. auzi și dumneata slab, nu știu de ce. Dispare sunetul. Se aude mai degrabă o sirenă de vapor sau de tren decât Eugen. Da, nu știu. Și eu am avut acest domn, nu știu de la cine. Da, Acum gata, a auzi mai. dispărut. Era de la Gabi, înseamnă că. El de fapt. Gabi De făcea la tot zgomotul. El era cu corăbile pe mare. Piratul. Da, Și cum zic, acum se aude bine și Eugen și Silviu. am rămas puțin, așa, cum să zic, curăcasca. Adică tu te duci și petreci cu mai mult de 40 de persoane sau să zicem 20 care sunt incluse în lege în spațiu închis, te duci și petreci cu ei și tu vii să critici pe alții. Au scăzut numărul de bolnavi cu coronavirus, s-au ridicat măsurile, s-au făcut. Între timp, din ce am văzut, balanța Gabi, testelor se crească Gabriel, și în același moment închide microfonul, nu, nici nu te auzim, nu știu de unde se întâmplă, că e zgomot și nu se mai aude Eugen când a intrat, de când a intrat Gabi Gabi. nu-l aud nici Eu vă aud pe toți, vă aud și vă aud foarte bine. Ce Acum, am făcut? Vă rog, domnul Trif, vă rog. așa, în momentul în care s-a ridicat ăsta, cum îi spune, toate restricțiile de circulație, au început să crească și numărul de testări, dar în același timp au crescut și numărul bolnavilor. Acum, părerea mea personală e că cineva, măcar atât, minte. În ce Cineva, sens? păi, în sensul că cum să zic, s-au ridicat toate restricțiile, da? Nu chiar Dar toatele, e stare de alertă, nu s-au aici, ridicat toate în restricțiile. opinia mea, da, ok. Se În înțeleg opinia perfect. mea se consideră că infectările sunt îmbolnăviri, ceea ce nu e adevărat. Poți să fii infectat să nu fii bolnav. Și atunci ei consideră de fapt infectările ca fiind bolnavi și îi bagă pe toți și a crescut numărul infectărilor, că de fapt asta este. Dar pe real, vezi cei care efectiv sunt bolnavi, adică au nevoie de tratament, pentru că chiar sunt într-o situație Ceva s-a întâmplat iar și a dispărut sunetul lui Silviu. Nu știu de unde vine bruiajul ăsta, de unde se aude vaporul care îi tot scoate pe rând pe toți din emisiune. A, uite, acum să mai spun și un În caz schimb, concret. acum se aude Eugen bine.
Am avut o verișoară la Alba, care, fiind la mormântare la bunica ei, a contactat virusul ăsta. Cum spune? SARS-CoV-2, Coronavirusul. SARS-CoV-2 Așa, zice virusul, SARS-CoV-2. iar Da. COVID-19 e boala. Nu știu dacă e diferență Așa. mare între infecție și boală. Orice infectat poate să aibă complicații. Poate să rămână asimptomatic. Da? Bun. E părerea lui Silviu. O început să se simtă, cum să zic, rău, să tușească, să aibă febră, să așa mai departe. Mers la spitalul de urgență din Alba Iulia. Acolo, la triere sau ce știu eu, în fine, au trimis-o la medicul de familie. La medicul de familie s-a putut duce doar următoarea zi, pentru că deja nu mai era nimeni la cabinetul medical, la medicul de familie. În următoarea zi s-a mers la cabinet, eu am făcut o consultație și eu prescris ceva că e răcită. S-a plecat la farmacie, au cumpărat tratamentul, s-a dus acasă, toată noaptea nu au dormit, tușea foarte, foarte tare, iar în a treia zi s-a prezentat din nou la spitalul de urgență. Stând la așteptând să fie preluată de cineva, și s-a făcut rău. S-a făcut stop cardiorespirator. Ei, atunci au sărit, au consultat-o, au constatat că trebuie intubată, i-au făcut testul și în următoarea patra zi testul a ieșit pozitiv, ea era deja intubată. La 2 ore după ce i s-a confirmat virusul, a făcut din nou un stop cardiorespirator și a decedat. Și Și atunci, până să moară, cedat. netratată, a infectat câtă lume a putut, inclusiv cadre medicale. Exact. Asta vreau să vă spun. Atunci, de ce zic? Testări se fac puține. Sau nu puține. Să Prea zicem o puține, prescurs. da. Adică se pot În face mai mult. Dar am înțeles că se făceau într-o vreme pe capacitatea maximă a laboratoarelor românești. Acum au mărit capacitatea, dar atunci se folosea capacitatea maximă. E normal, da. Pentru că, cum să zic, autoritățile astea locale, în loc să doteze un spital, măcar unul din județ, măcar unul, să aibă aparatură cât de cât bună, e să facă plouă. Hai. Da, Cornel. Ideea este următoarea. Testările nu s-au făcut pentru a ține, din punctul meu de vedere, pentru a ține cazurile sub control. Ca să nu vedem, să nu se vadă la nivel european ce posibilitate și rată de infectare este. Când am început să facem testările... Acum, din ce am citit astăzi, are un articol de presă pe care l-am și publicat. Nu știu cât e de adevărat, poate în România s-a confirmat, eu încă n-am reușit să urmăresc știrile, dar din cauza asta, că s-au făcut, că nu s-au făcut, că s-au eliberat, că nu s-au eliberat, că suntem bolnavi mai mult sau că nu suntem, Austria pe noi ne consideră zonă roșie pe lângă Bulgari și Moldova. Păi domnul Slip, Dacă tocmai vin asta în este România, problema. Păi tocmai asta este problema. La noi nu s-au făcut testări. La noi nu s-au făcut testări. Înțelegeți dumneavoastră? Tocmai din acest punct de vedere. Nu s-au făcut testări ca să nu apărem în statistici ca fiind bolnavi. Acum când am început să facem testări cu adevărat, iese la iveală adevărul. Să revenim la alegeri. Să revenim Eu la vă spun alegeri. acum, situația Vă asta rog. se întâmplă în toate țările. Numărul real de infectări este mai mare decât cel declarat. În momentul când se cu cât cresc numărul testărilor, apar și infectări mai multe. Este normal, dacă virusul e contagios, așa cum se spune, nu prea ai cum să-l oprești decât prin măsurile acelea stricte de carantinare și ținut, dar nici așa nu se reușește. Deci se pare că va trebui să trăim cu COVID-ul, iar cu boala asta, iar până la urmă rezolvarea va veni tot printr-un, cum să spun eu, poate această vaccinare, pentru că e greu să ții lumea izolată. S-a încercat în
Silviu, iar a dispărut sunetul. Da, nu te auzi în emisiune, adică poate un coleg te aude, dar în emisiune nu te auzi, îmi pare rău. O să asculți înregistrarea după aceea și o să-ți dai seama că nu te mint. Eu îl aud pe domnul Silviu. Știu, Cornel, dar așa se întâmplă de obicei. Dacă eu, moderatorul, n-aud, nu se aude nici la public. Crede-mă, nu mint. Și n-am niciun interes să... Nu e bărbat. Da, da, da. Hai că a revenit Gabi. El era cu bruiajul, cred că. Am înțeles, a revenit domnul Gabi. A mai întrebat o doamnă dacă poate să intre cu noi în emisiune și am adăugat-o, dar nu știu dacă se descurcă. Sunt multe comentarii. Vă mulțumim, domnul Silviu. Văd că a stârnit. Vă mulțumim și să aveți drumuri bune. Vă așteptăm în țară să ne... Nu, noi nu te auzim, Silviu, degeaba vorbești. Adică eu nu te aud. Silviu, înainte să pleci, să spui la colegii de acolo și la domnul Florin ca să se mobilizeze pentru strânsul de semnături. Da, da. Da. Okay, președintele și secretarul general nu știu ce să facă. Trebuie să le spună Gabi din Suedia. Bine, bine. Nu, îi bat la cap, asta este. Ok. Nu, strângerea, din punctul meu de vedere, strângerea de semnături se poate face cel puțin la noi. Eu vorbesc de strict de Pitești și județul Argeș. Noi am început să facem niște proiecte ale verzilor, care le-am atribuit și sunt în numele verzilor. Proiecte, am încercat să blocăm o defrișare, spunem noi, adică o diminuare spațiului verde și adăugarea unei benzi de circulație la o stradă unde chiar nu este nevoie. Nu știu, am încercat să facem ca conceptul de egalitate de șanse între copii chiar să fie egal, adică am făcut poze în tot orașul și am notificat autoritățile să pună semafoare și limitatoare de viteză, tocmai pentru siguranța copiilor. Și cred că acest lucru, oamenii au început să ne privească cu simpatie. Eu cred că, bine, pentru noi este greu deoarece noi am venit de-abia după ce a venit domnul președinte Călinescu. Nu avem experiență, toți de la Pitești suntem fără experiență politică. Dacă am fi făcut aceste demersuri acum 2, 3, 4 ani în urmă, domnul Brega, domnul Silviu și domnul Trif, cred că acum eram la un potențial maxim. Dar vă dau un exemplu. Ca să putem să fim, cum să vă spun, să nu avem nicio șansă, nu numai noi, eu vorbesc de județele roșii din sud, se fac niște manevre extraordinare. De exemplu, PNL-ul a luat ca și, are candidat ca și candidat al primăriei Pitești, pe cine? Pe viceprimarul PSD-ului, da? Adică au primit directivă de la centru, da? Luați oamenii, da? Ca să ieșim cu siguranță. Și în comunele din zonă, da? Unde sunt discuții, PNL-ul au luat viceprimarii și au făcut combinații, ca să vă spun politica, am și eu niște surse, ca și oricare dintre colegii noștri, da? Au luat viceprimarul într-o comună alăturată. PNL-ul a luat viceprimarul ca să-l pună primar, viceprimarul PSD-ului, să-l pună în contrapartidă cu primarul care este acolo și ca să nu aibă piedici, s-a înțeles cu USR-ul că le dă funcția de viceprimar. Deci ca să vedeți că de asta nu suntem lăsați să ajungem. Singura șansă este să ajungem în Parlament, cum să schimbăm. Și domnul Gabi, dumneavoastră aveți dreptate, putem să facem la Comisia Europeană oricâte, și cum v-a spus și domnul secretar Silviu Dumitru, oricâte sesizări. Ei nu pot face decât recomandări. Înțelegeți dumneavoastră? Da, nu au voie așa, să intre. Așa este, așa este. Dar până la urmă, o asemenea acțiune va avea un efect, poate nu acum, peste alte câteva luni de zile. Și acea sesizare va conta. Este perfect. Eu vă spun, știți ce va aduce un plus valoare? Adică ce va ridica și ce va aduce Partidul Verde în România la putere, în Parlament, nu la putere, în Parlament, diaspora. Și vă spun, este principiul care l-a folosit și USR-ul, da, în 2016. Pe ei diaspora i-au făcut partid parlamentar. În condițiile în care un președinte cu notorietatea domnului Călinescu ne conduce, vă spun că o să ajungem cu cel puțin 10%. Pentru că diaspora a văzut ce se întâmplă afară, da, și în Germania, și în Franța, ați văzut, marile orașe din Franța au fost câștigate de verzi, da, în Croația, mai alături de noi aici, verzi, Irlanda au intrat, în Austria sunt oamenii de afară, cum sunteți dumneavoastră, cum e domnul Trif, cum e doamna Adina Tatu, cum sunt majoritatea, acolo vedeți
Ce schimbăm bine verzii? Transmiteți acasă și oamenii, familiile de acasă și prietenii și rudele de acasă o să înțeleagă că doar un val verde care a cuprins toată Europa, da, poate să ne salveze. Dar vreau spun, să vă reconez puțin, vă rog, vă rog, domnul, cu o briză dinspre est. Pe 1 noiembrie la Chișinău și în toată Republica Moldova și în diaspora Republicii Moldova se organizează alegeri prezidențiale. Chiar azi am văzut la știri că din țări europene li s-au răspuns autorităților electorale de la Chișinău. Nu suntem siguri că vă putem asigura să desfășurați alegeri în așa situație pe 1 noiembrie. Exact. Oare când vor fi alegerile parlamentare? Nu în aceeași perioadă, să zicem, în sfârșit de noiembrie, început de decembrie, s-ar putea să avem același răspuns de la țări ca Marea Britanie, Suedia, de exemplu, în care va ajunge criză aici sanitară și de tot felul și să nu permită niciun fel de alegeri. Deci diaspora va trebui sau să vină acasă sau să insiste pe vot electronic. Păi nu, vot electronic nu vom primi anul ăsta, sub nicio formă. Depinde cât de mult insistăm. Depinde cât de mult insistăm. Eugen protestează acolo, la Berlin, la München, unde poți. Domnul Brega, diaspora are șansa nesperată de a vota prin corespondență. Eu o să vă spun că dacă, și vă spun cu mâna pe inimă, și asta este statistică făcută de mine, în condițiile în care ni se va spune, se vehiculează că undeva pe 8 noiembrie vor fi alegerile, da? Parlamentare. Dacă li se spune că nu pot să vină acasă, vă garantez că cel puțin 1 milion de oameni români plecați în diaspora se vor înscrie prin votul prin corespondență, care este un vot sigur și stabil, ceea ce ne ajută pe noi aici în țară, neavând, cum să zic, neducându-ne la vot, da? Neducându-ne la vot pentru că ne este frică de COVID, avem o șansă nesperată, verzii au anul acesta o șansă nesperată să intre în Parlament, Parlamentul românesc. Numai puțin, te contrazic un pic, cum am început. Această clasă politică nu dorește ca să vină alți actori pe scena politică. În Suedia se votează, sunt mai multe tipuri de a vota alternativ, inclusiv votul anticipat, adică se votează cu 2-3 săptămâni înainte, în anumite locuri și așa mai departe, sau prin corespondență. Deci votul prin corespondență, mai ales că s-a făcut proba lui la alegerile de anul trecut, este foarte plauzibil. Gândiți-vă că sunt peste 100.000, între 100.000 și 200.000 de oameni care au probleme de locomotorii, mă înțelegeți? Din anumite motive, de la naștere, din accidente și așa mai departe. Deci doar la ăștia dacă te gândești că se poate pune votul prin corespondență. Dar asta înseamnă să ai voință în special și să ai o bază de date. Vreau să răspund unui coleg, probabil din alt județ, care a scris acolo ca să vină domnul Florin la în județ. Da, într-adevăr o să vină, dar domnul Florin Călinescu nu o să învârtă zahărul din cafea, ca să nu spună altcumva, mă înțelegeți? Deci toți colegii trebuie să se mobilizeze să facă treaba, că nu o să vină domnul Florin Călinescu să-i șteargă la nas. Acum eu fac o critică pozitivă și haideți să mergem la treabă. Ăsta este adevărul, fiindcă dacă nu spunem lucrurile pe nume, putem să avem și 10 Florin Călinescu, că semnătura tot nu se face. Mă înțelegeți? Corect. A venit domnul Foarte Florin corect. Călinescu în joc, haideți să facem echipă și haideți să ne mobilizăm așa, în așa fel încât să adunăm aceste semnături. Avem inteligență, suntem creativi, hai să punem pe de o masă rotundă și să vedem ce putem scoate chiar și în condiții vitrege. Un coleg de pe Facebook ne comentează, Marius Neacșu, zice, trebuie să ne axăm pe activități online în condiția asta. Și de asemenea să cerem poate o lege ca să li se permită votul tinerilor de la 16-17 ani să poată vota. S-a discutat asta și în Republica Moldova. Se pare că modelul funcționează în Austria de la 17 ani. Sunt încă alte țări care permit tinerilor să voteze la vârstă mai mică. Și mi se pare chiar de-a dreptul discriminator ca să nu li se permită tinerilor să candideze chiar dacă au drept de vot. De la 18 ani. Pot candida abia de la 23 de ani. Nu e așa că e discriminare?
Haideți să coborâm dreptul de a candida la 18 ani eu și dreptul de a vota la 16 ani. A? Dar asta vine și cu un pachet de educație civică și educație în special pentru democrație. Dar la noi nu există nici voință și nici altceva. Fiindcă gândiți-vă, dacă ar vota cei care sunt de la 16 ani, vorba aia, stau pe internet, stau pe TikTok, Twitter și tot felul de minuni, păi numai tinerii din România ar face terci PSD-ul sau PNL-ul. Că să nu credeți că ei sunt mai buni. Și apropo de diaspora, cei care au avut beneficii de pe urma tuturor protestelor din acești ani și care au beneficiat electoral, sunt PNL-ul, adică Rareș Bogdan, maestru Păpușar și cei de la USR. Îmi pare rău să o spun, dar asta este. Și în condițiile acestea, în condiții de COVID peste tot în lume, eu nu știu cum va fi cu semnăturile. Singura soluție este să se pune presiune de peste tot și să avem votul prin corespondență atenție, și votul la secții pe mai multe zile și inclusiv votul electronic, ca să fie ca și vot electronic, nu neapărat obligatoriu, ci vot alternativ. Mă, frate, nu vrei să votezi prin corespondență? Votează electronic. Nu vrei electronic? Păi du-te la secție, bagă bani în benzină și mergi sute de kilometri, cum a venit un prieten bun care a avut voință, a venit din nordul Suediei, Jimmy, de la 800 de kilometri a venit în Stockholm ca să voteze. Asta înseamnă voință, două zile. Ceea ce înseamnă că numai dacă... Deci el ca să voteze, ca să stea acolo, pe lângă faptul că a stat la coadă, a pierdut undeva vreo 400-500 de euro lejer. Numai pentru că își dorea să voteze, numai pentru că își dorea schimbare. Asta înseamnă sacrificiu. Da, Gabriel, dar uite, cu unul ca el s-ar putea face, cum să zic, schimbare. O reclamă cu așa ceva. Arătat la cei din țară care stau și dorm în loc să meargă la vot. Da? Mi-amintesc că și eu într-un an, în 14, cred că am încercat să votez la câteva secții de votare. Era un referendum ceva atunci la Chișinău, la secții de votare ale României. Peste tot erau cozi infernale. Tocmai aveam bilet și mergeam la un internet forum la Stockholm. Am aterizat, am căutat repede ambasada României și ultimul sfert de oră am votat. E adevărat că am votat, nu știu, contra tuturor, nu știu ce era atunci, ce aveam eu vot din ăsta protestatar, dar m-a exprimat. Deci iată încă un exemplu de implicare și de responsabilitate civică. Oleg, cum nu ne-am întâlnit în Stockholm? Ne știm de la Roșia Montană, de la proteste și metri cu fă la mine pe acasă. Na, uite, mi s-a întâmplat și zilele astea să mai călătoresc prin orașele României și să-mi spună cineva, cine ai trecut pe la mine? Pentru că n-am știut de tine, așa se întâmplă exact. Și vieți paralele. Exact. Cornel, ce zice ideea lumea de pe stradă, de la țară? Cornel, ce zice lumea de la țară despre și din oraș, despre partidele noi? Culmea este că eu lucrez în distribuție și umblu în toată țara, am stat de vorbă și cu colegii din țară. La noi, oamenii nu prea sunt interesați de politică, adică la țară. Eu vă spun, mama stă la țară, am fost la ea. Oamenii se duc la vot doar pentru că este sărbătoare atunci și vine primarul și îi împinge de la spate. Înțelegeți dumneavoastră? Noi de asta trebuie să încercăm cu ajutorul, eu sincer vă cer ajutorul vouă celor din diaspora, pentru că sunteți un open mind și să sunați acasă și să le spuneți că este altceva. Da? Sunt alte lucruri. Oamenii la țară nu se uită pe online, Gabriel. Da, da, da. Deci da. Nu se uită. Da, nici la televizor. Dar nu, noi din diaspora, reține, noi suntem vreo 4-5 milioane, de nu toată lumea este interesată. De noi ăștia, hai să spun, deci au votat ultima oară, concret, pe cifre, aproape 1 milion, da? Sau, mă rog, sau rotund, generic, 1 milion. Gândiți-vă că între timp arealul politic s-a schimbat, decepțiile sunt și s-ar putea să avem lipsă la alegeri. Or, rolul partidelor mici și rolul domnului Florin Călinescu este ca să atragă oameni nehotărâți, plus cei care sunt independenți sau alte partide politice noi. Apropo, doamna Silvia Dumitrescu din Italia vrea să intervină, Oleg, o să te rog să o bagi în chat. Asta vreau să spun. Deci,
calculul de, sau, mă rog, entuziasmul de data trecută cu prezența la vot o să fie o dezamăgire anul ăsta dacă nu intrăm, partide mici nu intră acolo, fiindcă rolul și mesajul domnului Florin Călinescu ăsta a fost, m-am băgat ca să mă lupt, să nu se iau voturile PSD-ului și ciume roșii, galbene și roșii. Rolul lui este ca să atragă din cele 10 milioane care nu au votat. Asta este și rolul nostru ăsta este. Deci s-ar putea, dacă ne îmbătăm cu apă rece, s-ar putea să ne frigem foarte, foarte rău. Rolul tuturor românilor din diaspora și din țară este să mobilizeze pe mama, pe tata, purcelul, cățelul și așa mai departe. Toată lumea la vot. Nu, cu purcelul și cățelul nu se poate. Numai cu bicicleta. Da. Exact. Vreau exact să o dezamăgesc pe doamna din Italia și pe altă doamnă care a cerut să intre în emisiunea noastră. E cam târziu și am promis altui coleg că o să intru eu ca oaspete în emisiune de la ora 8 în altă parte, de aceea trebuie să închidem, vă rog, niște concluzii la final, câte un minut fiecare, după care, îmi pare rău, am și eu angajamente la 8 fix, trebuie să fiu în altă parte. Eu o să ies primul ca să-i las colegului Cornel ultimul cuvânt și înainte de el să intre Eugen. Vreau să-i mulțumesc domnului Matei Nicolae Verzilor din Alba, care sunt pe teren. Nu a putut să intre domnul Nicolae, fiindcă era undeva pe dealuri la puls de afișe, ca să răspund și colegului de la Galați sau Tulcea, care a spus că să vină domnul Florin să facă ce. Nu, te pui, te organizezi cu verzii de acolo și mergi pe teren. Simplu. Fii inventiv. Domnilor și cei care ne urmăresc și care sunt noi, să dea like la pagina Partidului Verde, Partidului Verde Diaspora și pagina domnului Florin Călinescu, și cei din diaspora să se înscrie pe www.votstrănătate.ro. Vă mulțumesc mult, salutări din Suedia. Noroc, a fost Gabriel Ursescu, de regulă co-moderator în emisiunea asta, azi a fost așa ca participant la microfonul liber. Eugen a vorbit prea puțin, cine vrea să ia ultimul cuvânt, un drăzniț? Ei, acum vă spun și eu că vreau și eu să vă salut și să vă doresc succes, să le doresc succes la toți care și-au depus candidaturile sau își anunță candidaturile. Și din partea mea autosprijinul, ce pot face și eu pe internet, îi sprijin și îi distribui și îi fac cunoscuți cum pot. Altceva ce să zic. Nu vrei să-ți iei concediu și să vii să candidezi acasă? Mai uite că chestia, m-am înscris la concediu, păi e un pic greu pentru mine, am schimbat deja anul ăsta, în 7 luni am schimbat locul de muncă de 2 ori. Și în Germania este o regulă, 6 luni probețai și nu prea prins concediu în timpul ăsta. E greu. M-am înscris la concediu pe august, dar acum mi-e frică că dacă mă duc în România nu voi mai putea veni înapoi fără să intru în carantină 2 săptămâni și atunci... Și atunci votați poate... prin corespondență. Nu, dar poate prinzi o funcție aici și nu va mai trebui să mergi în Germania. Rămâi aici, primar, consilier, ceva, nu? Da. Adevărat. Hai, Cornel, cu concluzii la urmă. M-am salutat. Mulțumim, domnul Trif. Concluzia mea, domnul Oleg, este următoarea. Noi am făcut ceva schimbări acum, ultima dată, la noi în Argeș și o să candidăm la Consiliul Local și Consiliul Județean. Rog toți colegii din țară să înțeleagă că suntem un partid nou, dar avem potențial în domnul președinte și în tinerii care sunt alături de noi. Și cred cu tărie că o să intrăm în Parlament. Cât cu privire la COVID, este o problemă complicată, nici nu sunt panicat, dar nici nu sunt, să zic, ateu, adică nu cred în acest lucru. Atâta timp cât se întâmplă, singura recomandare este ca să ne protejăm noi, familiile noastre, și dacă noi ne protejăm pe noi, îi protejăm și pe ceilalți. Eu îți mulțumesc, domnul Oleg, că mi-ai dat posibilitatea să vorbesc cu colegii. Sper ca să ne auzim cu bine după alegeri și să vă dăm vești nu bune, extraordinare, de la Pitești și de la Argeș.
Mulțumesc pentru infuzia de optimism. Totuși nu mi-a plăcut apropoul la ateism. Eu, ateu agnostic fiind, nu accept să comparați pe Nu, eu m-am referit că covidioții care nu cred în existența virusului cu cei care se îndoiesc de existența zeităților. Deci, vă rugăm fără astfel de comparații. Am înțeles. Comparații. Mulțumesc pentru că mi-ați atras atenția. Toate cele bune. Mulțumesc numai bine. Și eu. Seară bună. Mi-a fost interesantă emisiunea. La revedere. La revedere.